Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a Parlamentului European a aprobat propunerea de introducere a noi măsuri în beneficiul viitorilor părinți. Avizul a fost inițiat de un europarlamentar român și prevede extinderea concediului de maternitate de la 14 la 18 săptămâni, cu o perioadă obligatorie de 6 săptămâni după naștere. În raport se menționează de asemenea ca mamelor lucrătoare aflate în concediu de maternitate să li se plătească salariul integral, iar indemnizația de maternitate să fie de 100% din ultimul salariu lunar sau din salariul lunar mediu. Altă prevedere aprobată vizează interzicerea concedierii femeilor lucrătoare în timpul sarcinii și în decursul a 12 luni de la terminarea concediului de maternitate. În plus, femeile nu pot fi obligate să muncească peste program în perioada de 3 luni înainte de naștere și 12 luni după naștere.